vine vremea în care asta se va cere. Ce anume? Facultate de mamoși, a spus? De mamoși. Dar să știi că și bărbații se produce. Mi se pare ciudat așa. De și ce? Cum sună și la păi ce mamoș, asta înseamnă, mamoș este cel care moșește copilul, care se naște, îi taie buricul. Ea dacă n-are actul ăla, ea nu poate să moșească, să asiste la naștere. Măi, nu poate, poate asista la naștere, dar nu se poate angaja într-un domeniu. Nu are ce-i trebuie la moș. Nu are, deci ca să te duci la un loc, de, ați văzut câte hârtii se cer când că te duci la un loc. Că stăteam și mă gândeam acum 20 de ani să zic, 20 și chiar, tata Leana de la Coada Vaci știa să moșească toate vecinele. Toate vecinele, da, da, da. Nu avea nevoie de patalama, da, sau cum îi spuneți. Nu avea nevoie de patalama, dar uite că ziua de azi da, mai cere patalama. Dacă ești un copil mai așa radical, chiar abia. Facultăți de mamă și se mai spune nursing, la ora actuală. Nursing. Eli, ai înțeles? Pentru că și tu ai un drum foarte fain deschis. Trebuie să... Bătucește-l, ia-l în picioare că trebuie să încep să mergi pe el. Ne-am înțeles? Ok. Mă, ce șoptiți voi acolo? Ziceți cu voce tare ca să auzim tot, să comentăm am și întrebat... noi. Nu, fără supărare. Nu, am întrebat-o pe mădă ce vrea să facă când va fi mare. Pe mădă? Așa, și ce a zis mădă? Nu mi-a răspuns. Nu ți-a dai, vezi? Așa, hai să vedem următoarea colegă. Elena. Aici sunt. Așa, Elena. Elena mea, care e răcușor. Așa, ești un răcușor cu ascendentul în gemeni. Asta însemnând? Însemnând că ești foarte vorbăreață și le știi pe toate. Nu știu dacă le știi pe toate, dar vorbesc mult. Nu l-am întrecut pe el, dar nu e nicio problemă. Îmi place. Uite, și tu ai o hartă foarte interesantă. Ai soarele în casa a doua, banilor munciți, gemeni cu pești, cu vărsător. Îți dorești să lucrezi în televiziune? În jurnalism? E prima dată în viața mea când am... Nu, e prima dată în viața mea când apar la televizor. Măi, și cu, cu am lucrat în cofetărie eu. Pe leu, pe ce ai lucrat? În cofetărie. Păi și acolo n-ai lucrat cu oameni? Ba da. Nu, dar ați spus de televiziune, nu. Cum se adună, da. Dar de ce nu te duci? Uite, și tu ai nodul nord în casa noua, exact cum avea asta mică de-am întrebat-o, de ce nu se duce la facultate? Eli. Așa, și ce de ce nu faci, nu faci și tu ceva, ceva în plus? De ce ești comodă? Nu am fost comodă, am încercat, dar nu am putut din probleme financiare. Am încercat, dar n-am putut. Am înțeles. Parcă ești un pic prea legată de... Spune-mi, te rog, cu tatăl tău nu te-ai înțeles bine? Îl iubesc foarte mult pe tata. Dar ce-ți interzice să faci? Nimic, niciodată. Sigur? Nu am prea mult respect față de tata. Și nu îndrăznești să greșești în fața lui? Nu. Ai avut vreun dascăl cu care tot timpul te contrai? Profesor? Mm-hmm. Da. Pentru că, în mod inconștient, în loc... ca tatăl tău care te iubește să fie lăsat o amprentă în sufletul tău, ăla care tot timpul te bruia și tot timpul te împingea și te trăgea de tine, aia ți-a rămas ție în subconștient. Și cred că te-a făcut să refuzi, să-ți dorești până la o anumită limită, dar nu într-atâta încât să-ți depășești handicapul financiar și să te duci strângând din dinți mai departe. Nu înțeleg. Nu înțelegi cum să spun eu altfel ție... Ce-ți spunea ție? De ce nu te înțelegeai cu dascălul respectiv? Era foarte cicălită. Așa? Și ce-ți cerea? A, nu cerea ceva de școală, așa anume. A. Era cicălitor, el era mai ciudat cu toți elevii din clasă. Nu era în vârstă. Nu era în vârstă, dar era cicălitor. Nu pot să spun la televizor din ce cauză. Am înțeles să trăiți. Cred că bănuie eu de ce, dar în fine, nu e... Ok, oricum, și încă ceva. Ai o mare reticență și tu față de relații. De ce? Pentru că am fost dezamăgită. Foarte mult. Ai fost dezamăgită de prietenii tăi sau de relația pe care au avut-o părinții tăi? Nu, părinții mei sunt... au o relație foarte bună. De prieteni, de fost. Pentru că un Saturn în casa căsătoriei, iar Saturn în casa căsătoriei aduce odată dizarmonii.
aduce neîncredere, aduce foarte multe teste pentru bărbatul care va fi să fie al tău. Și atenție mare că tu, supunându-l la teste nenumărate, riști să-l pierzi. Deci aici trebuie să ai mare atenție, să fii foarte atentă. Da. Deci tendința ta este de a-l pune să dai examen. Că, dar de fapt nu el este de vină pentru neîncrederea ta. Trebuie să căutăm, să cauți, să vezi unde este, de unde această neîncredere în cine a zdruncinat atât de profund în tine ideea de căsătorie? Sora mea a fost căsătorită și nu mă așteptam să se termine. Vezi? Dacă ne mai ducem și mai cotrobăim un pic prin pe acasă, da, vă dați seama, mai găsim, sunt lucruri care mai găsim motive. Deci, da, ești un pic... Acum, tu trebuie să te gândești la un lucru, e viața ta. Ea a avut viața ei. Tu n-ai să trăiești ce trăiește, așa cum le spun și... Tocmai de asta fac așa, pentru că mi-e frică să nu trăiesc ce a trăit ea. Dacă nu, dar nici n-ai să nu știi dacă nu cumva ai trecut pe lângă. Deci, din prea multă prudență și precauție, riști să pierzi marea dragoste. Să pierzi omul de care ai nevoie. Și ce faci? Îmi plătești cosița albă. Tot timpul am fost așa. Când mi-a fost frică și am dat înapoi. Racul. Unde ai tu luna? Ai luna în fecioară. Asta la tine toate lucrurile sunt căprărite după o anumită logică. De aia nu merg și... Luna în fecioară însă îți aduce multă cochetărie. Uite, mă uit la tine, ești cochetă, ești frumoasă, ai o alură din asta filiformă. Deci luna în fecioară îți aduce aceste lucruri, pedanterie, foarte multe lucruri organizate după un criteriu de tine stabilit, nu de ce din afară. Nu-ți place să-ți stabilească cineva o ordine printre lucruri, tu trebuie să-ți o stabilești. Da. O ai în casa familiei. Păi eu vreau să spun o chestie, că va fi destul de greu să găsești pe cineva care să joace chiar așa cum vrei tu. Va fi destul de greu. Gândește-te la ce îți spun și gândește-te că, repet, timpul trece. Nu-l lăsa să treacă, că e păcat de Dumnezeu să treacă pe lângă tine. Deci tu aici ai de lucrat cu tine și trebuie văzut, trebuie încercat. Încearcă să te convingi că tu și nu trebuie să te convingi. Realitatea este că tu nu ești sora ta. M-ai înțeles? Deci trebuie să ai curajul să intri într-o... Altfel n-ai să câștigi nici experiență și n-ai să cunoști nici oameni. Da, și când am încercat să las garda jos, cum s-ar zice așa, am avut eu de suferit foarte mult de pe urma băiatului respectiv. Și poate de aceea m-a făcut să mă închid și mai mult. Da, acum eu te-aș întreba altceva. Dacă zici că ai avut, lăsând garda jos, ai avut de suferit. Pluto ăla în Scorpion la tine, în casa 5-a, în casa iubirii, mă face să cred că ori l-ai supus la teste la care el n-a rezistat, ori că ai aflat lucruri pe care el nu ți le-a spus, dar nici n-ai avut curajul să-i le spui, ori ai avut un plan în momentul în care l-ai pus, ai vrut să vezi pe ce se configurează, ce tipar intră. Am aflat lucruri și i-am spus să ia niște măsuri și n-a vrut. Știi? Acum ajungem la un alt punct sensibil și asta e valabil și pentru voi și pentru părinți. Indiferent cât de mult iubim o persoană, că e copilul nostru, că e mama, că e tata, că e soțul, că e iubitul, că e prietenul, prietena, nu avem dreptul să intrăm în destinul lor. Deci să țineți minte lucrul și mie mi-a trebuit foarte mult timp până am înțeles treaba asta. Nu ai voie să intri în destinul nimănui. Deci fiecare își face propriul destin. Oricât de mult ți-ai iubit copilul, nu ai dreptul să impui să facă ceea ce vrei tu. Pentru că în momentul ăla l-ai deviat de la... Am pus să ia niște măsuri care ne interesa pe amândoi, nu numai pe el. Adică ne făcea pe amândoi să ne fie bine. Da, dar vezi tu că acest bine era din perspectiva ta, poate nu și din perspectiva lui. Da, și dacă lăsam ca el, mi-era mie rău. Oare nu e o impresie? Asta am crezut eu atunci. Pentru că mie, ți-a repet, Pluto ăla de acolo, asta îmi spune, din casa iubirii. Sunt mai... Deci, că tu trebuie să găsești în tine forța să te schimbi. Atenție! Și acum face sextil cu Pluto în tranzit, peste Saturnul tău. Deci trebuie să se producă niște schimbări la nivel de percepție și de...